Vorbele nu rezolvă nimic și faptele întârzie. Domnule ministru, suntem în 10 martie și de vreo 2 luni și jumătate și noi și românii așteaptă soluția de la dumneavoastră. Și după părerea mea, e nevoie de instituirea unui mecanism comun de achiziție pentru stocurile strategice printr-o procedură de urgență. În felul acesta, încercând să scădem presiunea pe preț. Am cerut în această dimineață, printr-un material pe care l-am trimis Ministrului Energiei și Ministrului Economiei, să stabilească la nivelul ministerelor de resort o modificare a legii energiei care să asigure un nivel minim de stocare a gazului pentru a asigura o rezervă strategică de minim 25% din consumul național al României. În momentul de față, noul program european Repower Europe ne dă posibilitatea să reașezăm acest cadru legislativ și cred că e nevoie să obligăm operatorii să înmagazineze minim 25% din consumul național de gaz, pentru că vedem că prețul fluctuează de la o oră la alta. Acum două zile am avut un preț inimaginabil pentru piața de energie, 302 euro a fost mii de metri cubi de gaze, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în ultimii 30 de ani. Deci, e nevoie de un cadru comun de achiziție a gazului la nivelul Uniunii Europene. E nevoie de implementarea urgentă, pentru că suntem descoperiți în fața acestei avalanșe a Rusiei, care joacă războiul din Ucraina și în dimensiunea lui economică. În maxim 2 luni putem modifica acest cadru legislativ și să avem gazul pentru iarna viitoare. Orice întârziere înseamnă creșterea prețului la gaz pentru iarna viitoare. Revin cu o idee pe care am tot înaintat-o, aceea de a exploata gazul din onshore, gazul din România. În momentul de față putem scoate din pământul românesc aproape 400 de milioane de metri cubi de gaz în fiecare an, în plus. Dacă ne apucăm astăzi, dacă conducerea Romgaz e serioasă și de astăzi se apucă de treabă, în 3 luni de zile creștem producția cu 400 de milioane de metri cubi de gaz. Nu ăsta este tot zăcământul. Zăcământul este mult mai mare. Zăcămintea România are undeva la 60 de miliarde de metri cubi zăcăminte de gaze neexploatate. Dar în primă fază, în urgență, putem scoate 400 de milioane de metri cubi de gaz. Cred că e nevoie de re-reglementarea pieței de energie, așa cum am mai spus, pentru că suntem într-o situație de criză. Și aici aș înainta, în actualul context de război economic, aș înainta o soluție pe care, într-un context normal, într-un timp de pace, să zic așa, n-aș fi îndrăznit să o înaintez, pentru că eu cred că piața trebuie să se regleze singură, între cerere și ofertă, dar noi nu suntem într-o situație de pace. Cred că ar trebui anulate contractele între producători și traderi și mai departe traderii către distribuitori și furnizori, dar în prima fază ar trebui anulate contractele dintre producători și traderi. Ar trebui construit un mecanism de compensare pentru traderi care să acopere costurile administrative și un profit minim de 5%, să zic, da? Și energia ar trebui păstrată în România la producătorii români. După care statul, prin companiile în care are majoritate, hidroelectrica, nuclear electrica și Romgaz, poate să intervină și să livreze pentru o perioadă determinată un preț acceptabil, în primul și în primul rând, pentru industrie. Oamenii sunt cei mai importanți, dar trebuie să înțelegem cu toții că degeaba avem acasă energie ieftină sau degeaba am avea acasă energie ieftină, dacă firmele la care lucrăm și la care primim salariul în fiecare lună se vor închide și nu vom avea bani să plătim energia de acasă. Deci, avem energie în România, trebuie să o gestionăm cu inteligență. Nu suntem într-o situație de pace, suntem într-o situație de război, de război economic, de război hibrid, cum spune Ministrul Energiei, și trebuie să luăm măsuri speciale.
pe o perioadă determinată de timp, repet, trebuie, măcar pentru anul ăsta, trebuie să păstrăm energia pe care avem în România și să o vindem la un preț acceptabil. Repet, PSD cere insistent președintele PNL, Florin Cîțu, și ministrul energiei, Virgil Popescu, să vină de urgență în Parlament cu soluțiile pentru compensare. Am înaintat astăzi încă o soluție. Repet, anularea contractelor dintre producători, acolo unde statul este majoritar, între 55% și 70%, anularea contractelor dintre producători și traderi, compensarea traderilor care au pierderi, prin acoperirea costurilor administrative și un profit minim, maxim 5%, și energia aceasta să rămână la statul român, pe care să o dea înapoi distribuitorilor și furnizorilor la un preț decent, la un preț competitiv. Prețurile care astăzi sunt pe bursă nu pot fi plătite de companiile românești și de consumatorul casnic.